Rona Hartner urmează să fie înmormântată peste doar câteva zile după ce s-a stins din viață în mod fulgerător. Vedeți ce decizie a luat familia artistei în ceea ce privește locul de veci și momentul înmormântării. Rona a locuit în ultimii ani în Franța, iar acum membrii familiei au luat decizia de a o aduce pe aceasta acasă, mai aproape de ceea ce a iubit. Surioara mea mică, cum îți plăcea să-ți spun, Ronel, o să-mi lipsești cum nici nu-ți puteai închipui. O să-i lipsești fetiței tale foarte tare. O să le lipsești tuturor. Stelele în cer sunt fericite că te au pe tine printre ele acum. O stea în plus va lumina în seara asta. Drum bun și luminat, Ronel. A fost o parte din mesajul postat de sora regretatei soliste. Anunțul morții a fost făcut chiar de către aceasta, tot ea fiind cea care l-a mărturisit fanilor artistei că Rona se află pe patul de moarte. Joi, la scurt timp după ce a trecut la cele veșnice, Rinda a spus că sora ei urmează să fie înmormântată în România, la cimitirul Belu Catolic. Trupul fără viață al artistei urmează să fie depus la capela cimitirului Miercuri pe 29 noiembrie, iar slujba de înmormântare va avea loc vineri pe 1 decembrie în același loc. După ce medicii au descoperit că recidivase cancer, au sfătuit-o pe Rona să-și facă testamentul și să-și cumpere loc de veci. Artista a fost totuși încrezătoare în ceea ce privește tratamentul care i-a fost prescris, fiind convinsă că, ajutată de medicină și de Dumnezeu, va scăpa. Cu toate acestea, și-a cumpărat loc de veci și și-a făcut testamentul pentru cea mai sumbră eventualitate. Timp de o lună, toți doctorii mă trimiteau să-mi fac testamentul. Am fost cu copilul meu care ieșise de la o școală de make-up, era fericită și știa că merge cu mine să-mi fac testamentul să-i las totul. A fost groaznic pentru noi. A fost ca un fir peste o prăpastie. A fost îngrozitor, a spus Rona în cadrul unei emisiuni televizate în urmă cu doar câteva săptămâni. Sunsets while the city.